Hristos a înviat pentru că astăzi putem să spunem că avem marea sărbătoare a învierii Domnului nostru Iisus Hristos și suntem onorați cei care urmărim de regulă emisiunile Dialogul Constructiv Salvează România și prietenii mei de la Cadastru pe înțelesul tuturor să fim împreună cu preotul profesor doctor universitar Stelean Tofană, părintele care a introdus în sufletul meu un lucru extraordinar. Biblia este biblioteca lui Dumnezeu. Părinte, vă rog, adresați un mesaj de Sfintele Paști ascultătorilor și privitorilor noștri. Învierea Mântuitorului Hristos este cel mai mare eveniment al lumii, în jurul cărui eveniment gravitează toată istoria acestei creații. De aceea, învierea Mântuitorului Hristos constituie piatra de temelie a întregului edificiului creștinismului, dar nu numai a creștinismului, ci a universului întreg. Sigur că pentru un scurt mesaj nu este timp de dezbatere și de analiză a tot ceea ce am spus în această introducere. Așa se face că sărbătoarea învierii Mântuitorului Hristos este singura sărbătoare de peste an care are și un salut aparte. Nici Crăciunul, nici Rusaliile, nici Boboteaza nu au saluturi, să spunem așa, aparte, ci doar învierea Mântuitorului Hristos. Și este vorba de exclamația Hristos a înviat. Așa se întâmpină creștinii unii pe alții, salutându-se cu aceste cuvinte, Hristos a înviat, iar celălalt răspunde, adevărat a înviat. Aș vrea însă să spun că această exclamație, Hristos a înviat, și răspunsul la ea, adevărat a înviat, nu este un simplu salut, și nici un simplu răspuns la un salut. Ci noi toți trebuie să știm, toată lumea, că exclamația Hristos a înviat și răspunsul la ea adevărat a înviat sunt mărturisiri de credință, cu implicații și responsabilități cu totul aparte, pentru întreaga creștinătate. De aceea și de aici decurge o parte din semnificația și importanța acestei sărbători pentru viața fiecărui creștin, pentru viața oricărui om care a intrat în biserică, care este trupul lui Hristos. Aceasta este o parte din mesajul pe care am vrut să-l transmit, și anume să conștientizăm cu toții că atunci când ne întâmpinăm cu cuvintele Hristos a înviat și răspundem foarte responsabil, adevărat a înviat, nu ne salutăm unii pe alții, nici nu răspundem la un salut, ci exprimăm o mărturisire de credință. Și asta este specificitatea acestui praznic în ceea ce înseamnă, iată, vestirea de fiecare dată când întâlnești un om spunându-i Hristos a înviat și el răspunzându-ți responsabil, adevărat a înviat. A doua parte a mesajului meu este legată de o cântare care se cântă pe toată perioada sărbătorilor pascale în Biserica Ortodoxă. Și pentru că eu nu transmit un mesaj doar pentru creștinii ortodoxi, ci pentru toți creștinii, și pentru mine creștinii sunt cei care sunt născuți în Hristos și care îl mărturisesc pe Hristos, și sunt botezați în Hristos. De aceea mesajul meu întotdeauna este unul universal, nu confesional. Nu mi-a plăcut niciodată să transmit un mesaj confesional, ci un mesaj creștinesc, adică pentru toți creștinii. Dar pentru că vin din spațiul eclesiastic ortodox, poate pentru ceilalți creștini care nu sunt ortodoxi, poate că este chiar interesant să audă ceva specific lumii ortodoxe, cântărilor liturgice ortodoxe. În această cântare se spune așa. Mai întâi o citesc și apoi, dacă îmi permiteți, foarte pe scurt, o scurtă exegeză ei pentru a înțelege conținutul acestei cântări, care mi se pare foarte importantă pentru un mesaj la care să luăm aminte cu toții. Ziua învierii. Și după ziua învierii este semnul exclamării și o să explic ce înseamnă asta.
Revin. Ziua învierii. Și să ne luminăm cu prăznuirea, unul pe altul să ne îmbrățișăm, să zicem fraților și celor ce ne urăsc pe noi și să iertăm toate pentru înviere. Și așa să strigăm, Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. O foarte scurtă explicație sau exegeză acestei cântări cu totul aparte. După cuvintele de început, ziua învierii, avem semnul exclamării în text, care însemnează atenție. Semnul exclamării însemnează o atenționare, adică ceea ce urmează este foarte important și trebuie să iei aminte. Fie la cuvintele care însoțesc semnul exclamării, fie la ceea ce urmează. Așadar, dacă apare semnul exclamării după ziua învierii, tuturor ni se atrage atenția că este o zi aparte și că la ea trebuie să reflectăm mai deosebit. Și apoi urmează patru condiții pe care trebuie să le îndeplinim pentru a putea să spunem Hristos a înviat. Iată de ce am spus la început că exclamația aceasta nu e un salut. Și nici răspunsul la această exclamație nu este un răspuns la salut, ci o mărturisire de credință. Și pentru a putea face o mărturisire de credință, trebuie să îndeplinești patru, spune cântarea, condiții. Prima condiție. Să ne luminăm cu prăznuirea. Toate sunt imperative. Ce înseamnă să ne luminăm cu prăznuirea? Să reflectăm și să facem un efort pentru a înțelege semnificația acestei sărbători. Știți, adesea când nu înțelegem ceva și cineva ne explică și facem un efort să înțelegem, și dacă am înțeles, imediat spunem, a, da, acum am luminat, adică acum am priceput. Asta înseamnă că am făcut un efort să pricepem. Și atunci trebuie să facem un efort să pricepem ce înseamnă ziua învierii. Asta înseamnă să ne luminăm cu prăznuirea, să înțelegem semnificația acestei sărbători. A doua condiție. Unul pe altul să ne îmbrățișăm, e foarte important să poți ca în sufletul tău să-l îmbrățișezi pe cel de lângă tine. Nu există numai îmbrățișeri cu brațele, există îmbrățișeri și cu inima și mai ales cu inima și cu credința. A treia condiție. Să zicem fraților și celor ce ne urăsc pe noi. Este foarte important acest lucru, să avem în vedere că suntem toți copiii lui Dumnezeu. De ziua învierii să reflectăm la acest lucru, că toți suntem copiii lui Dumnezeu și dacă suntem copiii lui Dumnezeu, suntem frați între oaltă. Și dacă suntem frați între oaltă, nu mai putem avea în jurul nostru frați între oaltă și copii al lui Dumnezeu. Și atunci nu putem să spunem că unul ne urăște și altul ne iubește. Numai că toți, asta putem să spunem, că toți ne iubesc. Și să facem efortul de a iubi pe fiecare dintre noi, fiind copiii lui Dumnezeu. Deci, să zicem fraților pe celor ce ne urăsc pe noi. Și a patra condiție, ca să poți să spui ziua învierii, sau Hristos a înviat, să iertăm toate pentru înviere. Nu spune să iertăm pentru înviere, ci toate pentru înviere. În limba greacă, cuvântul panta însemnează absolut tot ceea ce este obiect de iertare, obiect de mărturisire, obiect de înțelegere, adică nimic nu rămâne pe din afară. Cu alte cuvinte, nu să rămână în ziua de Paști vreo faptă, vreo atitudine pe care să nu avem în vedere în ceea ce înseamnă iertarea. Adică toate să le iertăm. Și cântarea spune așa de frumos. Și numai așa să strigăm, nu să zicem, că dacă zicem, putem să spunem cu ton mai încet, se ne aude doar cel de lângă noi, când strigăm, strigăm din două motive. Ca toată lumea să ne audă și cei de departe, de asta strigăm, de asta ridicăm vocea. Și dacă vrem ca cei de departe să ne audă în ceea ce spunem, înseamnă că ceea ce spune este foarte important. Acesta este motivul logic atunci când ridicăm vocea și strigăm, ca să fim auziți, și că ceea ce spunem este foarte important. Și atunci spune cântarea așa. Și așa să strigăm,
sau numai așa să strigăm după cele patru condiții, ce? Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând, să celul din morminte viață dăruindu-l. Acesta este mesajul meu, iubiți creștini, indiferent de confesiune, acum de sărbătoarea învierii Mântuitorului Hristos. Să reflectăm și la prima parte a mesajului ce înseamnă Hristos a înviat când ne întâmpinăm unii pe alții cu aceste cuvinte, ce înseamnă răspunsul adevărat a înviat și responsabilitatea Lui, și apoi în final să reflectăm la partea a doua a acestui mesaj, la cele patru condiții pe care trebuie să le îndeplinim pentru a putea să mărturisim Hristos a înviat. Și acum vă spun tuturor, Hristos a înviat. Adevărat a înviat, domnule profesor, Dumnezeu să vă poarte în carul lui de biruință să puteți duce mesajul învierii tuturor celor care vor să-L cunoască pe Cel care este mentorul nostru, Cel pe care îl urmăm cu mare nădejde, cu care ne vom întâlni în finalul vieții. Doamne ajută și de bine tuturor națiunii române întregi! Mă bucur că am fost alături de părintele, preot, profesor, doctor Stelean Tofană. Dumnezeu să vă binecuvinteze familia, copiii, nepoții și să ne întâlnim sănătoși. Doamne ajută și Hristos a înviat! Adevărat a înviat!